dimineața, dragii mei! Iată, nou la o parcă de pescuit la feeder. Bineînțeles că tot pe spectaculoasa Dunăre. Astăzi sunt însoțit de un amic bun, Iulian, de pe Facebook, de pe grupul Feeder Passion. Cu ocazia asta îl salutăm și pe domnul Florin Petcu. Să trăiești, Florine! Astăzi am ieșit la o partidă de plătică. Suntem pe o plajă frumoasă. Pescuitul a început furtunos. Trăsături din prima. Pescuim undeva în 25 de metri. Apare undeva 3 metri. Întinsură frumoasă. Am prins deja două plătișe murinași. Iulian la fel. Avem lanseul și peștele. Superb. Și o plăticuță frumoasă, merge treaba. Doi viermi, între ape, atacă bine. Cășina de benzăr căpșună, crab căpșună, arpacaș, porumb cu vierme, cu tot ce trebuie. Am un coș de 100 de las cu piciorușe, un power gram cam de 15 cm, o strună de 0,14, un cârlig de 12 de la Hayabusa. Am pescuit pe fund, fără puf, 5-6 lansări, n-am avut nicio prezentare, am să încerc și între ape, 3 lansări, 3 pești. Așa e un joc de moment. Hai să vedem. Se anunță o partidă demențială la Dunăre. Uite așa și o sabiță frumoasă, n-am mai luat de mult sabiță, o frumusețe, uite-aș ce formă are de săgeată, superb! Rateu. Așa o plătică frumoasă. Uite, așa o plătică frumoasă de Dunăre. Destul de slabă activitatea astăzi. Este ora 1. 4-5 trăsături, 6 trăsături. Că au fost toți pești până acum. Hai să vedem în continuare, poate s-o schimba ceva. Este activitate, dar rar.
Peștele este rar. Frumos. Rateu. Ăsta e peștele zilei. Ăsta am mâncat sufletul. Plăticuța asta micaș. Cam atât e pe fat, de moment. Vedem ce se mai întâmplă. Destul de slabă astăzi activitatea la Dunăre. Am reușit să prind câteva plătici, două mai frumoase, un morunaș. Iulian a mai punctat cu o mreană pe la kilogram. Cam atât. Foarte multă frunzuliță, pește mic. Zbârnie firul în continuu. Locația superbă, dar... peștele e destul de slăbus de moment. Scade și apa foarte rău. Este foarte cald. Astăzi este cod roșu de caniculă. Noi suntem la pește. Da. Mai insistăm vreo două ore. Vedem ce se mai întâmplă și cam asta a fost. Din păcate, hai să termină partida, dragii noștri. Am prins ceva pești, dar nu cine știe ce. Este foarte cald afară. Cod roșu de caniculă, cred că sunt 40-42 de grade. Toată umbrela după pământ ne-a topit soarele. Oricum peștele nu prea e activ, foarte mic. Am mâncat slab de tot pe un vierme. Nu e ce trebuie de moment. Nu e ce trebuie. Știam că nu prea e treabă. Dunărea încă scade. Vedem data viitoare. Mai dau o pauză de 2 săptămâni. După aia o atacăm de nou. Cam asta a fost. Nu uitați, dacă vă place ce vedeți la mine pe canal, puteți să vă abonați, să dați un like, un share și până data viitoare, fir întins!